Mai mulți tineri din județul Gorj vor să urmeze o carieră militară. MAI pune la dispoziție sute de locuri pentru cei care își doresc să devină polițiști, jandarmi sau pompieri. Șefii inspectoratelor din Gorj îi încurajează pe tineri să facă acest pas și să se înscrie la școlile de specialitate din țară. Un motiv în plus pentru care fac acest apel este și deficitul de personal din instituțiile militare din județ. Cifra de școlarizare în instituțiile de învățământ post-liceal a crescut din cauza deficitului acut la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Spre exemplu, cei care doresc să devină polițiști se pot înscrie la sediul IPJ Gorj, iar examenul va fi susținut în perioada 13-21 ianuarie 2018. Cererile de înscriere se pot depune până la data de 5 decembrie. În total sunt aproximativ 2000 de locuri disponibile. În Gorj s-au înscris 86 de candidați. Deficitul de personal la nivelul inspectoratului nu este unul major. În ceea ce privește IPJ Gorj, avem un deficit de personal undeva la 20%. Mai precis, vreau să vă precizez faptul de ocupare. În prezent avem undeva de 88% pentru agenți și 78% pentru ofițeri. Altă întrebare? Și câte persoane s-au înscris până acum? Până în prezent avem 86 de candidați. O persoană la școala Septimiu Mureșan și 85 de persoane la Vasile Lască. Nu avem nimic pe poliția de frontieră până în prezent. Tinerii gorjeni pot opta și pentru meseria de pompieri militari. Vă pot spune că la nivelul județului Gorj întotdeauna s-au înregistrat foarte mulți tineri dornici să devină pompieri militari. Numărul candidaților înscriși pentru concursurile de admitere a fost peste media națională, așa cum și numărul absolvenților a fost unul considerabil. Statisticile arată că dacă în anul 2015, în rândul admișilor la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești s-au înregistrat 7 tineri din județul Gorj, în anul 2016 au fost 13, iar anul acesta, din cele 300 de locuri scoase la concurs, 25 au fost ocupate de tineri din județul nostru. Totodată, cei interesați se pot îndrepta către meseria de jandarmi. Și aici, MAI are sute de locuri disponibile pentru cei care doresc să urmeze această ramură. Pentru arma jandarmerie au fost repartizat un număr de 700 de locuri cu durata de un an pentru sesiunea ianuarie, începând cu luna ianuarie anul următor, în cele două instituții de nivel post-liceal, Școala de Subofițeri Jandarm Drăgășan și Școala de Subofițeri Fălticeni. Pentru fiecare în parte câte 350 de locuri, dintre care câte 3 pentru fiecare școală pentru etnia romă și câte 2 locuri pentru alte minorități. Examenele vor avea loc la începutul lunii ianuarie.